Preoții parohi, care au și ore în învățământ, trebuie să aleagă între școală și biserică. Conform situației întocmite de Inspectoratul Școlar Gorj, 20 de profesori de religie sunt nevoiți să renunțe la unul dintre cele două locuri de muncă. Preoții, care sunt titulari în învățământ, la solicitarea doamnei inspectoare Spirca Cristina, inspector de specialitate de religie, și să analizează o situația respectivă și am înțeles că o să-i cheme și o să-i pună să-și aleagă ori la preoție, ori la catedră. Unul dintre cei aflați în această situație a fost chiar directorul adjunct al Liceului Teologic. Ștefan Andronache a ales să rămână cadru didactic în defavoarea parohiei. Propunerea mitropoliei vine după ce mai mulți absolvenți ai facultăților de teologie se văd puși în situația de a nu avea unde să lucreze. E într-adevăr o problemă. Și la religie am ajuns că nu avem locuri de ocupat pentru examenele de titularizare. E destul de greu să fii și la ore și la slujbă în zile de sărbătoare, dar poate se descurcă, găsesc înțelegere la școală. Pot exista însă și excepții în cazul în care parohia unuia dintre profesorii titulari pe post este una săracă, din care preotul nu încasează venituri substanțiale, acesta își poate păstra ambele slujbe.